Deci aseară în jurul orei 23:30, aflându-mă la benzinăria Anglie din Borșa, împreună cu încă doi prieteni de-ai mei, adică Coman Liviu și Timiș Dani, stând la un ceai, au apărut cei din clanul Butanu cu un autoturism de teren marca Nissan, mai exact 5 sau 6 persoane, înarmați cu ranga, țapin și băte, printre care se afla un Timiș Grigore, zis Botan împreună cu nepoții lui Timiș Claudiu, Timiș Toger și Timiș Gavrila. Iar restul care au fost, nu le cunosc numele, când au apărut ei în Pepo. Prietenii mei cu care mă aflam acolo erau ieșiți la o țigară afară. Eu am rămas înăuntru la masă, așteptând pe ei și l-am observat la foarte scurt timp, după ce au ajuns cei din clanul Butanu, în Pecă, pe Coman Liviu, încercând să scape de ei, fugind într-un birou din benzinărie, urmărit de Butanu Grigore și cei trei nepoți. Toți înarmați cu uneltele sus menționate, care mi le-am mai spus. Intrat după... La foarte scurt timp, au intrat peste Coman Liviu, în birou în care a încercat să se ascundă. În tot acest timp, Timiș Grigore urla către nepoți: omorâți-i, că altfel vă omor eu pe voi. După câteva minute ce au terminat cu Coman Liviu, au venit la mine și au început să mă lovească. Mai exact, Timiș Toader cu țapinul în cap, Timiș Plaudiu cu o băță rupându-mi-o de cap și restul continuând să mă lovească pe restul corpului. În momentul în care am leșinat, iar când mi-am revenit și am realizat ce mi s-a întâmplat, mă aflam deja la Spitalul Județean Baia Mare. Mai pe scurt, toată lumea știe cine sunt ăștia din clanul Butanu, că au o influență foarte mare la poliția Borșa și aștept să se ia măsurile care trebuie. Mulțumesc!